A fost pe data de 13 august, tatăl meu revenind de la pădure cu doi, doi buhăiești, doi zițăi animale, pe drum întâlnindu-se cu un verșor de lui, care era cu casa pe malul iazului, și a ieșit cu coasa înaintea lui tatăl meu și i-a spus că astăzi îți fac cap, tu tai. Bine, tata, știind că sunt brodis suverișori, nu, nu a crezut ca să fie tăiat. El, vinind totuși cu coasa înspre dânsul, a ridicat coasa și a vrut să-i să tai capul, cum în regiunea capului. Tata, apărându-se, era cu bicicleta, a împins bicicleta de mana dreaptă, a ridicat mâna stângă, i s-a tăiat brațul stâng, i a tăiet tare în două locuri, și s-a odată, apucând coasa i s-a mai tăiat odată, au fost sigur niște copii, niște cum copii, deja maturi, au fost, au venit răb, de la strigă tata de ajutor, au venit, Undeva timp de vreo minut a fost toată procedeul ăsta cum procedeu, toată bataia asta. A venit un frate și cu soră, băiatul apucându i coasa de jos, tata l-a lovit cu mâna dreaptă, se l-a lovit, el a căzut jos, băiatul a venit la locul de față, a luat coasa, a zvârlit un Stuharii la, la iaz, fata sunând, tata ținându-se de mână, desigur că băiatul a rupt cămeșa, i-a a legat mâna, fata a chemat salvarea, era în jur de orile 8 nou, sara. Ajungând acasă, vecinul l-a ajutat să se speli să se îmbrașe, era plin de sânge. Vă dați seama că era tăiat tare. Domnul care, verișorul care l-a tăiat domnul rusul, sculându-se după și eu plecat de la loc, de la depiază înspre casă, s-a ridicat și a plecat la are pământ acolo pe malul iazulului, faci grădinărie, nevoi. Uh.